Vom continua să vorbim despre acea secțiune a Scripturii care, din punct de vedere al vieții practice, este una dintre cele mai promițătoare secțiuni din Sfânta Scriptură și, în același timp, este una dintre secțiunile cele mai cu probleme. Mă refer la acea secțiune numită Fericiri. Este zona cea mai necrezută în cultura noastră. Cine ar putea să creadă, spre exemplu, că unul sărac cu Duhul va putea să fie binecuvântat? Cine înțelege foarte bine, până la urmă, ce înseamnă să fii sărac cu Duhul? Cine înțelege că acel sărac cu Duhul este un om care, într-adevăr, chiar dorește părtășia cu Duhul Sfânt? Și câți dintre creștini își bazează întreaga lor experiență creștină prin această relație cu Duhul Sfânt? Câți dintre noi? Punctul 1. Punctul numărul 2. Câți dintre creștini chiar cred că creștinul ar trebui să plângă ca să fie fericit? În cultura în care suntem astăzi, se spune că ar fi trebuit să terminăm cu plânsul de multă vreme, că există o evanghelie a prosperității în care creștinul trebuie să se bucure de ceea ce Dumnezeu oferă acum și am trecut în zona fericirii. Așa ni se spune că noi suntem acum în zona fericirii, că a trebuit să terminăm totuși cu plânsul, deși fericirea spune că ferice de cei ce nu au plâns. Nu e la timpul trecut. Fericirea spune ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericirea a treia vorbește despre o virtute uitată, pur și simplu. Atât în fericirea întâi, cât și în fericirea a doua, Duhul Sfânt este cheia. Pentru că mângâietorul este cel ce mângâie și el este Duhul Sfânt. În fericirea a treia vorbim despre blândețe. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Și vreau să vă întreb, cine mai știe cei blândețe azi? Spuneam aseară, spuneți-mi dacă săptămâna aceasta ați folosit cuvântul blândețe măcar o dată. Așa, la nivel de frecvență în vocabular. Observați, nici măcar nu ne mai folosim de el. Mi-a spus cineva aseară, zice, am folosit cuvântul ăsta o dată, i-am spus cuiva, șez blând. Bun. Și totuși, se spune că blânzii... Ați mai văzut vreun om blând în ultima vreme? Prin biserică măcar. L-ați mai văzut? Serios, frate? Otinel. Da. Eu mă uit deseori în oglindă și nu-l văd. Da. Deci, în biserică l-ați văzut? La noi acasă l-am văzut? Unde e omul blând? Vă rog să observați un lucru. Până acum n-am vorbit despre asta. Dar nu știu dacă sesizați o anumită progresie în așezarea fericirilor. O anumită progresie în experiență. Pornește cu un om care tânjește după Duhul Sfânt. Continuă cu un om care nu-și găsește locul într-o lume plină de păcat. Cei ce suspină și gem din pricina nelegiuirii. Continuă mai apoi în legătură sau vis-a-vis de oamenii care schimbă caracterul. Dintr-un om al mâniei devine un om blând. Dintr-un om care, în momentul în care pierde ceva, simte că aproape își pune capăt zilelor datorită pierderii, o mulțime de tragedii de felul acesta, când un om ajunge bankrupt, când un om pierde familia și așa mai departe, suntem incapabili să facem față pierderilor, omul ăsta devine un om blând, care în fața pierderii rămâne nobil. Rămâne tot reprezentantul lui Iisus Hristos, chiar și într-o zonă a pierderilor. Și în final, astăzi, ajungem să mergem să facem un pas mai departe. Progresăm. Este vorba de o scară a caracterului care este însoțită la fiecare nivel al ei de fericire. De fericire. Și care îmi spune de fiecare dată că dacă nu urc scara aceasta, nu voi avea fericirea și nici binecuvântarea niciodată. De ce creștinii sunt triști? De ce fețele noastre nu radiază de o anumită fericire
creștină din cauza că n-am urcat parcursul fericirilor sau traseul fericirilor. L-am evitat de fiecare dată. Am trecut pe stânga, am trecut pe dreapta, dar n-am început să urcăm datorită faptului că ori mi se pare greu, ori mi se pare străin. Ceva se întâmplă. Dar, încă o dată, traseul fericirilor are prea puțini clienți dintre creștini. Prea puțini. Haideți să ne întoarcem, deci, la fericiri. Suntem în Matei, capitolul 5, Evanghelia după Matei, capitolul 5. Și aici am ajuns să citim împreună versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Problema care o ridică aici textul acesta este dacă mai există oameni care să caute neprihănirea în ziua de azi sau nu. Și dificultatea și au întrebarea continuă și spune, mai sunt oameni chiar printre creștini care să dorească neprihănirea? Avem accentele noastre preferate, adică accentuăm ori o parte, ori alta a Scripturii. Deși, dacă ne uităm bine în zona nou-testamentală, cea mai mare parte a scrierilor nou-testamentale, în mod special scrierile lui Pavel, au de-a face cu neprihănirea. Neprihănirea ar trebui să fie o constantă permanentă înaintea ochilor noștri. Neprihănirea. Evident, trăim într-o vreme în care astăzi, datorită eșecurilor noastre, ni se spune, da, cine mai poate să fie astăzi neprihănit? Mi se spune cine mai poate trăi astăzi neprihănirea. Biserica creștină a acceptat faptul că neprihănirea poate să fie atribuită sau socotită în dreptul meu, dar nu însușită. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne privește ca și cum am fi neprihăniți. Dar în realitate noi cum suntem? Vai de capul nostru. Și n-am nicio problemă, lucrurile așa stau, în momentul în care Dumnezeu te-a scos de unde erai. Când te-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, erai sau eram? Cum? Vai de capul meu. N-am putut să fac nimic ca să ies de acolo. Psalmul spune, du-mă pe stânca cea înaltă pe care nu pot să ajung, e limpede. Am tot încercat, am zgâriat pereții, am vrut să urc, dar până la urmă, nu se poate, Doamne, du-mă Tu, nu vrei Tu să mă iei. Și vine Dumnezeu la mine și mă ia și mă duce pe stânca pe care nu pot ajunge. Frații mei, problema este următoarea. După ce am ajuns pe stânca pe care nu pot ajunge și m-a pus Dumnezeu acolo, cum trăiesc? Ca în groapă? Asta e toată problema. Această fericire se adresează lumii întregi, dar are un program special pentru creștinii serioși ai lui Dumnezeu, și anume, te-a scos Dumnezeu și te-a pus pe stâncă, trăiești ca în groapă sau ca pe stâncă? Și dacă m-am întors în groapă, după ce Iisus Hristos m-a pus pe stâncă, să nu mă aștept ca în groapă să fiu și fericit. Să nu mă aștept să fiu fericit. Deci astăzi, haideți să vorbim despre flămânzi și însetați după neprihănire. Cine mai vrea neprihănire astăzi? Asta e problema. Lumea mi-a pus în față păcatul ca fiind de dorit. Toată lumea e flămândă și însetată după ceea ce mi se vinde astăzi ca fiind secretul fericirii. Ce mi se vinde astăzi? Vei fi fericit dacă vei avea o nouă marcă de blugi. Te vei îmbrăca mai bine. Vei fi fericit dacă vei avea o nouă... Mulțumesc, mașină. Vei fi fericit dacă vei avea o nouă
casă. Vei fi fericit dacă vei avea o nouă... Ajung la chestii mai dure. O nouă... Ei, uite că Cornel a și ghicit. Dacă vei avea o nouă soție sau un nou soț. Nu se poate, vei fi fericit. Și uitați-vă bine cum păcatul devine cheia satisfacției noastre. Ori Dumnezeu spune limpede, nu, vei fi fericit dacă vei fi flămând și însetat după neprihănire. Spuneam că fericirile sunt pentru toată lumea. Sunt rețeta lui Dumnezeu de a face fericit o lume întreagă. Dar pentru ca să înțeleg lucrul ăsta, am nevoie mai întâi să înțeleg ce e neprihănirea. Am vorbit mult despre neprihănire, despre ce e neprihănirea, până la urmă. Mă ajută cineva? Curăția, îmi spune Dora. Mulțumesc. Poftim? Bun, vreau să vă spun că cunoașterea e una. Neprihănirea este cunoașterea trăită. Este o problemă care ține de ceea ce trăiești, ceea ce faci. Evident, începe cu ceea ce crezi, că începe dinăuntru în afară. Niciodată din afară înăuntru. Începe dinăuntru în afară. Sigur că da. Dar până la urmă vom fi făcuți neprihăniți prin credință și vom fi judecați după fapte. Din ce cauză vom fi judecați după fapte? Pentru că ele sunt expresia dreptății sau a neprihănirii. Ne va judeca Dumnezeu faptele, e adevărat? În momentul în care încep să deschid subiectul ăsta, s-ar putea întâmpla ca unii dintre noi să zică, aoleu, iară e rău. Iară e rău? Vreau să vă spun limpede să înțelegem. Judecata este necesară pentru ca Dumnezeu să despartă faptele mele bune. De ce? Spuneți-mi, de ce? Haideți că v-am întins o capcană și vreau să cădeți în ea. Să despartă faptele mele bune, de ce să le despartă? Cineva zice de cele rele, mulțumesc. Exact, de faptele lui. Faptele mele bune, de faptele lui. Pentru că zice clar Sfânta Scriptură, Dumnezeu a pregătit de la întemerea lumii un anume fel de fapte ca să umblăm în ele, nu în ale mele, în ale lui. Extraordinar lucrul ăsta. Pentru ca să umblu în faptele lui Iisus Hristos e nevoie de o minune, e nevoie de un miracol, e nevoie ca să se întâmple în viața mea minunea lui Dumnezeu care depășește, frații mei, puterile mele. Vreau să vă întreb, câți dintre cei ce sunt aici, câți dintre cei ce ne urmăresc, au experimentat această minune în viața lor? Minunea despre care auzim vorbindu-se, naștere din nou, înviere din, sau în spirit. Noi nu vorbim doar de dragul metaforei. Nu avem doar figuri de stil, avem o realitate în care Dumnezeu ne cheamă să intrăm și realitatea asta este faptele Lui. Marea șansă a noastră nu este că Dumnezeu există. Nu. Dacă ne vom strădui să demonstrăm lumii acestea că Dumnezeu există și o vom face, nu ajutăm cu nimic lumea aceasta. Marea noastră șansă este să știm că Dumnezeu care există a trecut de partea noastră cu neprihănirea Lui. Asta este cheia. Dumnezeu a trecut de partea noastră cu neprihănirea Lui. Adică ne apără El cu neprihănirea Lui. Avem probleme în ziua de astăzi datorită faptului că nu întrebuințăm legea lui Dumnezeu bine, așa zice Sfântul Apostol Pavel când scrie epistolele lui pastorale. Zice, legea este bună dacă, ziceți mai departe, dacă cineva o întrebuințează bine, dacă cineva ajunge să o întrebuințeze rău, e vai de lume. În dimineața asta aș vrea să înțelegem ce e neprihănirea, să înțelegem mântuirea lui Iisus Hristos și lucrarea
legii sfinte, drepte și bune a lui Dumnezeu în mântuirea sa. Pentru că nu putem să vorbim despre neprihănirea lui Dumnezeu dacă nu vom vorbi despre legea sfântă, dreaptă și bună a lui Dumnezeu, că e tot a lui. Punctul 1. Roman, capitolul 2, vorbește despre nepocăința iudeilor, cei ce primiseră cuvântul lui Dumnezeu și legea de pe Sinai, odată, și de asemenea vorbește și despre neamuri. În dimineața aceasta vă voi invita să-l auzim pe Pavel cum vorbește despre universalitatea lucrării lui Dumnezeu. Adică neamurile. Nu biserica. Neamurile. Auziți? Versetul 13, deci Roman 2:13. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Și când spune nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, vorbește despre cine? Cine auziseră legea? Iudei. Nu cei ce au auzit legea pe Sinai sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, zice el. Și vă rog să observați cum aici el scoate în evidență ideea de neprihănire despre care noi vorbim aici, ca fiind esența fericirii. Și spune, dacă vrei să fii fericit, da? Atunci urmărește neprihănirea. Iar neprihănirea nu se urmărește prin faptul că ai auzit legea lui Dumnezeu, ai citit-o, ai luat cunoștință de ea. Nu, ci zice, și cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Apropo, cine împlinește legea lui Dumnezeu? Cine împlinește legea lui Dumnezeu? Vă las să vă gândiți. Frații mei, poate că nu înțelegem, dar aici este o axiomă. Și axioma pe care o găsim aici este că pentru a împlini legea lui Dumnezeu trebuie să fii duhovnicesc. Omul firesc nu poate împlini legea lui Dumnezeu. Și aici paradoxul este că scrie aici cei ce sunt duhovnicești și împlinesc legea aceasta, ei vor fi socotiți neprihăniți. Rămân lucrurile astea să le înțelegem aici, dar nu teoretic. Vă rog frumos, lucrurile astea nu-s de vorbit. Lucrurile astea sunt de trăit. Cu alte cuvinte, ferice de cei săraci în Duh, prima dată. Tânjiți după Duhul Sfânt. Chemați Duhul Sfânt în viața dumneavoastră. Pentru că legea Duhului de viață este duhovnicească. Și omul duhovnicesc poate să împlinească o lege duhovnicească. Omul firesc nu va putea niciodată împlini o lege care este emanația Duhului Sfânt. Versetul 14. Când neamurile, măcar că n-au lege. De ce n-au lege neamurile? Barbarii, sciții, grecii și așa mai departe. De ce n-aveau legea? Poftiți? Simplu, nu fuseseră la Sinai. Din cauza asta. La Sinai legea fusese dată iudeilor, iudeii o aveau și o arestaseră pentru ei. În mod normal, ce trebuia să facă cu legea aceasta? Zice mai departe în același capitol 2, voi trebuia să fiți lumina lumii, lumina neamurilor. Voi trebuia să mergeți cu această lumină peste tot. Voi trebuia să fiți învățătorii lumii. Voi trebuia să fiți cei care atrăgeați lumea spre o condiție mai bună. Voi trebuia să nobilați culturile acestei lumi. Voi trebuia să-i scoateți pe oameni de unde sunt. Prin ce? Prin legea care este caracterul lui Dumnezeu. Pentru că Vechiul Testament spune, din mine, spune Dumnezeu, a ieșit legea din mine. Și eu am pus legea aceasta ca lumină a
popoarelor, nu lumina voastră, lumina popoarelor. Are legea în ea însăși vreun element periculos? Este legea vreodată nebună? Nu. Legea, dimpotrivă, este sfântă, dreaptă și bună. Problema este când cineva o întrebuințează cum nu trebuie. Du-te la un om păcătos și vorbește despre legea lui Dumnezeu și arată-i cât de păcătos este. Ce obții? Poftiți? Sigur, îl vei conștientiza în legătură cu păcatul. Își va da omul seama unde este. Îi vei pune în față o oglindă și îi vei arăta că e mizerabil. E foarte important ca un om să-și dea seama pe ce lume trăiește, în ce hal e. E foarte important. Dar oglinda nu-l va ajuta niciodată să... Poftiți? Să se spele. Să fie foarte limpede. Fără oglindă nu se va spăla. Dar și dacă îi dai oglinda, nu se va spăla. Cu alte cuvinte, dați-i oglinda, dar trimiteți-l unde? La sângele lui Iisus Hristos. Spălați-vă hainele și curățiți-vă în sângele mielului. Asta e. Rețeta este simplă. Au neamurile legea de la Sinai? Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii. O, dragii mei, ce-i firea? Avem o problemă azi. Oamenii au început să lupte împotriva firii. Aș vrea să mă înțelegeți bine ce spun. A minți este o problemă morală. Trebuie să-ți educi mintea ca să înțelegi că e bine să nu minți. Au fost culturi și civilizații în care minciuna a fost considerată ca fiind necesară. În cadrul unui război, spionii trebuie să mintă. El este regula spionului. El trebuie să fie un înșelător prin definiție. Din cauza asta, nu știu dacă poporul evreu a făcut bine când a trimis cele 12 iscoade. Nu știu dacă a făcut bine. Pentru că i-a făcut pe oamenii ăștia, i-a pus în situația să ia minciuna ca fiind necesară. Canaanul putea să fie cucerit și fără iscoade, e adevărat? Și Dumnezeu a demonstrat foarte bine treaba asta la Ierihon. Când le-a spus, uite, știi cum se ia Canaanul? Cum? Păi uite, înconjori cea mai puternică cetate din zonă, o înconjori o săptămână de zile. Iar în a șaptea zi, o înconjori de 7 ori. Interesantă trimitere la ideea de minunea lui Dumnezeu vis-a-vis de sabat. Interesantă trimitere. Și vei vedea că în a șaptea zi, cetatea se va prăbuși. Cine a distrus Ierihonul? Poftiți? Domnul. Păi dacă Domnul distruge, tu ce nevoie ai de iscoade? Că iscoadele nu fac altceva decât creează posibilitatea să ai un plan ca tu să lucrezi și să stabilești campania de război sau strategia de război. Atât de rău îmi pare că izraeliții de atunci n-au învățat că ar fi putut să cucerească toată țara așa. N-au învățat. Ei au zis că este o excepție. A făcut Dumnezeu asta pentru noi. Dar la Ai, cetatea care era vecină și era un satelit, la Ai trebuie să acționăm cine? Noi. Și au trimis acolo oști să ia în stăpânire Aiul și i-a bătut Aiul de nu știu câte ori. Le-a bătut Dumnezeu la poartă și le-a spus, învățați că țara asta se cucerește prin neprihănire, nu prin luptă. Cuceriți Canaanul prin neprihănire și ajung din nou și din nou la aceeași tema neprihănirii.
Noi suntem creștini astăzi care atâta ne zbatem, atâta ne luptăm. Avem până la urmă și tendințe de a face lucrul ăsta politic astăzi. Când Dumnezeu spune, nu, nu, voi să fiți cum? Fiți dar desăvârșiți, cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Atât. Urmăriți neprihănirea. Urmăriți neprihănirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Urmăriți neprihănirea fără de care nu veți putea să fiți fericiți. Urmăriți neprihănirea. Ăsta este ce vă dă Dumnezeu. Ăsta este datoria pe care voi aveți. Să urmați neprihănirea. Am întors din nou. Zice că neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii. Și vă spuneam că astăzi noi am ajuns la un punct în care, din nefericire, începem să lucrăm împotriva naturii, împotriva firii. Am spus, minciuna este o condiție morală. Ca să înțelegi lucrul ăsta, ai nevoie de educație și Dumnezeu ne educă. Însă sunt și lucruri pe care oamenii le știu din natura lor. Adică, ce să vă zic? Natura învață că pentru ca viața să poată să continue, e nevoie de legături de tipul bărbat și femeie. Nu trebuie să învețe nimeni, nu trebuie să țină nimeni cursuri ca să ajungem la concluzia asta. Oamenii o știu de la început până acum. Oricât de sălbatic a fost, oricât de barbar a fost, o știm și noi astăzi. În momentul în care noi azi începem și spunem că până la urmă omul poate să fie orice, ajungem la politici de gen, ajungem la relații care sunt împotriva firii, noi ne plasăm pe noi într-un punct în care luptăm împotriva firii, împotriva evidenței naturale. Legea naturală a fost legea care a condus pe filozofii stoici, epicurieni, filozofii din toate timpurile s-au bazat pe natură, au făcut observații pe natură și după aceea au învățat să trăiască ei. Astăzi, lumea de jur împrejur, sau lumea mea, cultura mea, face observații în legătură cu natura și și-a propus să răstoarne natura. Asta este o revoluție cum n-a mai fost. Asta este o revoluție la un alt nivel. Nu la nivel moral. Noi am depășit nivelul moral, acolo unde este problema de educație. Noi am intrat la o revoluție împotriva realității firește a vieții noastre. Din cauza asta, textul din Romani, capitolul 1, versetele 26, 27 până la 32 spune că Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor împotriva firii. Ei bine, mă întorc. Astăzi suntem într-o situație în care luptăm împotriva legii naturale, împotriva firii, în timp ce neamurile din vremea lui Pavel, neamurile acelea barbare, spune că ei care n-au o lege își sunt singuri lege, arătând că lucrarea legii este scrisă în inima lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Dragii mei, aș vrea doar să mai amintesc un lucru, și anume, legea lui Dumnezeu creează conștiința umană. Fără legea lui Dumnezeu, omul nu mai are conștiință sau nu are conștiință. Observați ce zice aici. Gândurile ori se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Este regula conștiinței. Orice om din lumea aceasta are o conștiință. Orice om din lumea aceasta are un set de bine și de rău, moral în el. Când răul acesta sau când gândul acesta de bine dispare în momentul acela, omul pierde tot. Înainte de potop se spune, gândurile lor mergeau numai spre rău. 2. Spune, Duhul meu nu va mai lupta cu omul sau împotriva omului. Lupta Duhului Sfânt cu omul generează ideea de conștiință. Când omul vrea să facă un lucru rău și când Duhul Sfânt spune, stai, nu!
Când Dumnezeu a zis, Duhul Sfânt nu va mai lupta cu omul, Dumnezeu trage o linie după care conștiința umană nu mai funcționează. Omul nu mai are conștiință. Omul se transformă în omul fără de legii. Omul fără de legii nu mai are nici o conștiință în legătură cu binele și răul. Este terminat. Acela este punctul de neîntoarcere. După momentul acela nu te mai poți întoarce înapoi. După ce ți-ai pierdut conștiința, Duhul Sfânt nu mai are cu ce lucra. Nu mai are cu ce lucra. Nu dați cu piciorul legii lui Dumnezeu. Și să nu ne închipuim că dacă ținem sâmbăta, putem să mințim. Să nu ne imaginăm că dacă ținem sâmbăta, putem să poftim. Sau putem să furăm. Sau ținem o poruncă pentru că pot să o calc pe cealaltă. Să nu ne imaginăm lucrul acesta. Dumnezeu este acela care dorește ca omul să aibă o conștiință completă care să-l conducă pe om spre Dumnezeu și prin care Dumnezeu să comunice. Mulțumesc! O altă regulă universal valabilă din cadrul legii naturale. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Mulțumesc! Bun. Frații mei, în felul acesta Dumnezeu vorbește despre universalitatea conștiinței umane. Universalitatea dreptății sau a neprihănirii la nivelul uman. Dar vreau să observați că dreptatea sau neprihănirea la nivelul uman este extrem de relativă. Oamenii, datorită faptului că nu cunosc toată legea lui Dumnezeu, datorită faptului că cunosc părți din ea, datorită faptului că lucrează parțial din cauza aceasta, și nivelul neprihănirii oscilează. Unii au un nivel de neprihănire, alții au alt nivel de neprihănire. În tradiția unora e păcat să minți, în tradiția altora nu e păcat să minți. Alții pot pofti, alții nu pot pofti. Unii țin o zi, alții se închină în altă zi. Unii se închină la icoane, alții nu se închină la icoane. Alții au idol, alții... Și așa mai departe. O variație extraordinară. Datorită faptului că cunoașterea este fragmentată. Printr-o cunoaștere fragmentată, ce fel de neprihănire am? Ce fel de dreptate am? Tot fragmentată, tot parțială. Sigur că da, Dumnezeu spune că va ține cont de lumina fiecăruia și va ține cont de faptul că unii știu și alții nu știu, dar în intenția lui Dumnezeu este ca lumina să ajungă la toți. Adică totalitatea aceasta a binelui să ajungă la toată lumea. Și Dumnezeu vrea să facă asta prin educație, prin cuvânt, lucrând în interiorul nostru al fiecăruia prin Duhul Sfânt, învățându-ne binele suprem și dându-ne un exemplu prin viața Domnului Iisus Hristos și rezolvând problema aceasta a neprihănirii păcătoase în care suntem noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că noi avem o neprihănire păcătoasă din cauza că e parțială. Nu? Unii, vă spuneam altădată, am asistat în tinerețea mea la discuții de felul ăsta pe tren, unii spuneau, Domnule, eu n-aș bea în viața mea. N-aș bea. Să mă duc eu să-mi bat nevasta și copiii, să mă fac de râs în fața lor, n-aș face asta. Cel mai mare... Pentru el ăsta era păcatul. Și după aceea continuă. E, mai fur și eu puțin. De la fabrică, de la colectiv, de la... Dar, observați? E vorba de o neprihănire păcătoasă. E vorba de o neprihănire în care omul nu bea niciodată, dar calcă... Și astfel neprihănirea devine păcătoasă. După aceea am întâlnit alții care au spus, Domnule, eu nu fur, Domnule, sunt un om integru. Da, mai beau și eu câte ceva. Lucrurile se bat cap în cap. Asta numesc eu neprihănire păcătoasă. Neprihănire în care fiecare cam face ce-i place, ce-i convine. A venit vremea în care să înțelegem că a umbla în faptele Domnului Iisus Hristos înseamnă ca omul duhovnicesc să împlinească în el legea duhovnicească pe care Dumnezeu a dat-o pentru ca astfel să fie o făptură nouă. Pentru asta a murit Iisus Hristos. Știți că pentru asta a murit?
Uitați, Roman capitolul 8, versetul acela extraordinar, care spune că Domnul Iisus Hristos a murit pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Asta este neprihănirea Lui. Ne dă putere ca lucrul ăsta să se întâmple. Deci, Roman capitolul 8, versetul 3 spune așa, căci lucrul cu neputință legii, legea n-a putut să facă lucrul ăsta, și anume să osândească păcatul. N-a putut să-l osândească. Din ce cauză? Din cauza firii pământești, spune aici. Adică i-ai spus să nu, ce să știu eu, să nu fure, și pământească a zis, nu, să nu mintă, pardon. E mai comun. Să nu mintă, și firea pământească a zis, dar nu se poate. Firea pământească. Păi de ce nu se poate? Păi într-o societate în care toți mint, într-o societate în care toți fură. Nu, unde ajung dacă toți fură de la mine și eu nu fur de la nimeni? Unde ajung? Adică e așa un circuit în natură. Ei fură de la mine, eu fur de la ei și așa supraviețuim. Firea pământească întotdeauna gândește așa. Și din cauza asta, legea a fost fără putere datorită faptului că mușchii mei, firea mea pământească, nu m-a ajutat. Să știți, firea pământească e cel mai mare trădător în ceea ce privește legea lui Dumnezeu și neprihănirea lui Iisus Hristos. Și ce? Pentru că legea n-a putut să facă lucrul acesta, textul spune mai departe, Dumnezeu a osândit păcatul trimițând pe însuși Fiul Său. De ce a venit Domnul Iisus Hristos? La cruce păcatul a fost osândit. În Iisus Hristos, păcatul a fost osândit. De ce? Versetul 4. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care suntem duhovnicești, spune aici, trăim după îndemnurile Duhului. Wow! Wow! Ferice de cei ce însetează și flămânzesc după neprihănire. Oameni care mai doresc binele în lumea aceasta, din ce în ce mai puțin, dar doresc binele, strigă după un mai bine, caută pe toată lumea sau în toată lumea și nu-l găsesc, și atunci își ridică ochii spre cer. Își ridică ochii spre cer. Dați-mi voie câteva exemple în legătură cu căutarea de neprihănire. Tristețea unui om flămând. Matei 19. Evanghelia după Matei, capitolul 19. De la versetul 16. S-a apropiat de Iisus un om, un tânăr, și a zis, învățătorule, ce bine să fac să moștenesc viața veșnică. Spuneți-mi, vă rog, ce căuta omul ăsta? Poftiți? Căuta neprihănirea. Da? Nu? Căuta neprihănirea. Ce bine să fac. Aș vrea să căuta harul. Căuta... Vreau să fac un bine. Domnul i-a spus, de ce mă întreb ce bine? Binele nu e pe aici. Te uiți în stânga, te uiți în dreapta, nu vei găsi binele aici. Vei găsi bine fragmentat, vei găsi jumătate de bine, vei găsi un sfert de bine, vei găsi o urmă de bine. Dar binele nu-l găsești. Și textul spune, binele este unul singur. Dumnezeu. Wow! Dintr-o dată, neprihănirea unde e? Și spune Domnul Iisus Hristos, neprihănirea ta pe care tu o cauți e la Dumnezeu, nu e la tine. Fii atent, nu e la tine. Cum nu e la mine, Doamne? Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Mulțumesc. Păzește poruncile. Care porunci? Și în momentul ăsta îmi dă impresia că el zice, poate că aș găsi o poruncă în plus decât cele care le știu. Și Domnul Iisus Hristos îi zice, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să faci o mărturisire mincinoasă. Și el se uită la Domnul Iisus Hristos și zice, păi astea le-am păzit din tinerețe. Ce-mi lipsește? Vă rog să observați, nu vă mulțumiți niciodată în căutarea dumneavoastră. Întotdeauna mergeți mai departe, flămânziți, însetați. Ce mai lipsește? Până aici, lucrurile sunt perfecte cu acest tânăr. Sunt perfecte. Până aici. Dacă vrei să fii desăvârșit, ziceți,
Puneți un alt cuvânt în locul desăvârșit. Dacă vrei să fii neprihănit, dacă vrei să fii fericit, du-te, vinde ce ai. Și dacă s-ar fi oprit aici, aș fi zis că e nedrept Domnul Iisus Hristos. Dar nu s-a oprit aici, a zis, vinde ce ai și urmează-mă. Dragii mei, de aici începe fericirea. Când vinzi tot ce ai, nu înseamnă că ai dat de fericire, nu. Poți să ajungi sărac, lipit și nefericit. Dacă îl urmezi pe Iisus Hristos, de acolo începe fericirea. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat. Dragii mei, putea să fie fericit. Putea să plece de acolo foarte fericit. A plecat de acolo cum? Întristat. Asta e viața noastră. Simplă. Putem să plecăm de la Iisus Hristos întristați? Sau putem să plecăm fericiți? Care e diferența? De ce depinde? Îmi spuneți? De ce depinde dacă sunt fericit sau nu? Poftiți? Alegerea, dar în ce constă alegerea? Foarte mulți sunt tentați să zică alegerea constă în să vând eu tot ce am. El trebuia să vândă ce are ca să poată să-L urmeze, pentru că nu putea să-L urmeze pe Iisus Hristos datorită multelor bogății pe care le aveau, care îi blocau. Pur și simplu trebuia să fie acolo, administrator, toată ziua, de dimineața până seara. Avea milioane, miliarde de dolari, trebuia să-i învârtă, trebuia să aibă grijă să nu cadă din bancă. El trebuia să fie acolo. Și Iisus Hristos spune, nu mă poți urma așa. Vino, urmează-mă, fă tot ce știi ca să mă poți urma. Nu-ți fac o regulă, dar tot ceea ce te împiedică să-L urmezi pe Iisus Hristos, dă-L la o parte. Pentru ca să fii fericit. Și aici apare cât de flămând ești, cât de însetat ești, ce vrei. Este extraordinar. I-a spus Dumnezeului Lot, ieși din Sodoma. Și dacă i-ar fi spus doar ieși din Sodoma, n-ar fi fost destul. Dar i-a mai spus ceva. Poftiți? Scapă-ți viață, da, normal. Dar i-a mai spus ceva. Nu te uita înapoi. Vă rog frumos, cât de important era să nu te uiți înapoi? Ce e mai important, să ieși sau să nu te uiți înapoi? Foarte mulți cred că cel mai important este să ieși. Nu e așa de important să nu te uiți înapoi. În materie de Hristos este extrem de important să nu te uiți înapoi. Cine se uită înapoi nu este vrednic de mine. Se întâmplaseră lucruri în Sodoma care trebuia să-i facă pe toți cei care ieșeau din Sodoma să de-abia apuce să scape de acolo. Lot a făcut lucrul ăsta pentru că, zice cuvântul lui Dumnezeu, își chinuia sufletul. De ce soția lui n-a putut să nu se uite înapoi? Auziți? Să nu-și fi chinuit sufletul? Să-i fi plăcut? Era confort, era lux, era distracție în Sodoma. Erau câteva duzini de oameni care luptau împotriva naturii, dar se putea trăi în Sodoma, așa e? Se putea trăi. Lot era un fel de judecător acolo. Stătea la poarta cetății. Avea funcție. Soția avea tot ce îi trebuie. La nivel de garderobă, la nivel de tot, avea tot ce îi trebuie. Cum să nu te uiți înapoi? Și Dumnezeu spune, câtă vreme îți va face plăcere, nu poți să ieși, nu poți să fugi, nu poți să te desprinzi. Și dacă nu te desprinzi cu sufletul, degeaba fugi cu picioarele într-o direcție, că picioarele se duc încolo și sufletul întoarce înapoi în Egipt.
Trebuie să fie foarte clar. Neprihănirea este chemarea lui Dumnezeu într-o direcție în care trebuie să te duci cu toată ființa, nu cu jumate. Neprihănirea este chemarea pe care Dumnezeu o pune înaintea ta în așa fel încât să nu te mai uiți în partea cealaltă, să te uiți numai spre El. Neprihănirea trebuie să aibă acea atracție care să facă lumea asta să pară întunecoasă, rece și fără niciun viitor. Pavel spune la un moment dat în Filipeni 3:7-9, toate lucrurile acestea le-am socotit ca o pierdere ca să câștig pe Hristos. Apostolul Pavel vorbește despre Moise, spune, Moise a socotit ocarea Egiptului mai prețioasă. Greșesc? Haideți să citim exact, ca să nu ofer eu o altă nuanță. Deci suntem în Evrei, capitolul 11, capitolul credinței, și spune, el socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Și a lăsat în urmă comorile Egiptului și a zis, n-am nevoie de ele. Din ce cauză, spune mai departe versetul următor, 27, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Ăsta este punctul la care suntem chemați. Adică nu mai îmi trebuie. Nu mai îmi trebuie. Nu mai vreau. Toate comorile Egiptului. Nu mai vreau să nu mai aud. Dar uite, îți mai dau. Ce-ți mai dau? Îți dau de toate. Nu mai vreau. Toate le socotesc ca un gunoi. Oh. Vedeți, treaba asta este teoretică între noi. Iisus Hristos vrea să fie practică. Ultima imagine, scurt de tot, cum o amintesc. Oh. Închinarea unui om flămând. Luca 18:11. S-au dus la biserică doi. Unul vameș și altul în funcție la biserică. Cel ce era în funcție la biserică, adică fariseu, de ce s-a dus la biserică? Vreau să vă întreb, căuta neprihănire? Era flămând după neprihănire? El era neprihănit. Și atunci de ce te duci la biserică dacă ești neprihănit? El s-a dus la biserică pentru ca să zică, Doamne, eu nu sunt ca ceilalți oameni și nici măcar ca vameșul acesta. De asta a venit la biserică. Și a venit vameșul și a zis, Doamne, ce înțelegeți, ce auziți dincolo de vorbele astea? Ai milă de mine. Ce auziți aici? Vă auziți? Nu auziți strigătul după neprihănire? Nu auziți dorința după neprihănire? Și spune textul mai departe, adevărat vă spun că cel ce s-a întors socotit neprihănit acasă a fost vameșul. Cum te întorci acasă azi? Cum te întorci acasă? Vei pleca de aici acasă. Te întorci cu neprihănirea ta, faptul că ai mai fost la biserică, faptul că... sau te-ai întâlnit cu Iisus Hristos azi aici și după ce te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, ai plecat de aici cu El în brațe sau în brațele Lui, astfel încât să fie neprihănirea Lui în ta. Vreau chiar să te întreb, pleci în brațele Lui Iisus? Pleci? Uitați cum descrie Sfântul Apostol Pavel toată această luptă. Roman 7 zice așa. Știm în adevăr că legea lui Dumnezeu este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Bam. Nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Spuneți-mi, auziți țipătul acestui om? Strigă după ce? Vreau să fac binele. Strigă după ce? După neprihănire. Acum dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că cerința lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă și bună. E ok, înțeleg treaba asta.
Dar nu sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci este o neputință în mine, și anume păcatul. Și vă spuneam, este cea mai mare trădare. Păcatul trădează. Oricând ai nevoie de neprihănire, păcatul te trădează. Nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, în mușchii mei, în ceea ce reușesc eu să fac. Pentru că, ce-i drept, am dorința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Nu e tot strigă după neprihănire? Vreau să fac neprihănirea, dar nu mă ajută motorul. Binele pe care nu vreau să-l fac. Iată ce fac. 21. Găsesc în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Îmi place ce? Neprihănirea. Îmi place neprihănirea. Aș vrea să trăiesc într-o lume neprihănită. Aș vrea să trăiesc chiar și în paradis. Vreau să mă duc în cer. Pentru că neprihănirea, ca și concept, îmi place. Dar văd în mădularele mele o altă lege căreia nu-i place neprihănirea. Și în final zice, o nenorocitul de mine. Spuneți-mi, vă rog, Pavel e vameș sau e fariseu? Vameș, așa e? O nenorocitul de mine. Ca și vameșul e aici. Fraților, a cui e fericirea? A celui ce zice, o nenorocitul de mine? E fericit? Nu. E un nefericit. Complet nefericit. A cui e fericirea? Auziți, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Următorul verset 25. A cui e fericirea? Nu a Domnului Iisus Hristos. A celui care găsește pe Domnul Iisus Hristos și zice, Domne, eu de nu pot să fac nimic, dar mulțumesc pentru că Dumnezeu nu doar există, ci a trecut de partea mea cu neprihănirea Lui. Și iată-L pe Iisus Hristos care este lângă mine. Și de aici încolo urmează minunile, dragii mei, pentru că capitolul 8 este capitolul minunilor. Urmează nașterea din nou. Omul devine duhovnicesc. Legea nu mai este o cerință sarbădă, ci este legea Duhului de viață în Iisus Hristos sau legea duhovnicească. După aceea Apostolul Pavel zice, dar Iisus Hristos a venit ca să mă ajute și să facă în așa fel încât eu să împlinesc în mine legea. Și iată cum neprihănirea se apropie. Nu mai e nimic rupt. Nu mai e nimic vrăjmaș față de Iisus Hristos. Ci trăiești pe pământul acesta acum. Mă ajutați? Trăiești pe pământul acesta ca în cer. Așa scrie. Nu zice așa? Facă-se voia ta cum în cer și pe pământ. Dragii mei, fericirea vă aparține. Lauda să fie a lui Iisus Hristos, care stă la un lat de mână de fiecare dintre noi, cu mâna întinsă. Întinde și tu mâna. Amin. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim pentru iubirea ta, pentru iertarea ta, pentru jertfa pe care ai oferit-o pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim pentru că suntem răscumpărați în această jertfă. Suntem curățați în sângele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai iubit și ne iubești cum nu ne-am putut închipui vreodată. Și îți mulțumim pentru că nu doar că ne-ai iubit de la distanță, ci te-ai apropiat, ai venit la noi, ai fost una cu noi și ne-ai dat neprihănirea ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai învățat să trăim faptele tale, mântuirea ta. Ne-ai ajutat, Doamne, să fim părtași cu tine, să transformăm o mântuire minunată în ceva foarte practic în viața noastră și înaintea semenilor noștri. Dă-ne, Doamne, binecuvântarea de a experimenta și de a arăta că lucrul ăsta este posibil. Pentru asta cerem prezența Duhului Tău cel Sfânt. Pentru asta cerem ca
Tu să lucrezi în noi minunile Tale. Nu prin puterea noastră care ne-a trădat de fiecare dată, ci prin prezența sublimă, superbă, extraordinară a Duhului neprihănirii, a Duhului Sfânt, Doamne, care poate lucra în noi ceea ce noi n-am putut nici înțelege măcar, nici visa. Îți mulțumim pentru acest dar pe care ni l-ai făcut. Și acum, Doamne, că atunci când vom pleca de la biserică, să plecăm în brațele Tale. Duhul Tău cel Sfânt să ne conducă acasă. Vă, Doamne, să trăim experiența aceasta a nașterii omului duhovnicesc. Pentru ca omul firesc să fie dat la o parte, să moară prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, binecuvintează-ne și ajută-ne să stăm strânși legați de Tine. De acum și până vei veni Tu. Pentru ca, Doamne, să fim fericiți pe deplin, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai aproape de Tine în fiecare zi. Amin.